mine. Fix pe fix. Aceeași personalitate. Bravo, la mulți ani. Hai să vorbim un pic despre sport, mai ales că în ultima perioadă toți ochii sunt pe înot. David Popovici iar este vedetă la campionatele și la campionatele de juniori, dar Florii astăzi l-are invitat pe Robert Glință, cel care cred că în curând o să fie și el în primii trei. Vedem ce se mai întâmplă, e la Dinamo, Florii. Neața! Neața, Florina, neața, dragilor, așa este. Robert Glință este unul dintre cei mai valoroși notători din România la ora actuală. El este campion european în proba de 100 de metri spate și acum la campionatul mondial a prins două finale, la 50 de metri și la 100. Neața, Robert, spune-mi, te rog frumos, cu ce impresie ai rămas după campionatul mondial? Una foarte bună și acum, datorită performanțelor lui David, una excelență. Mai ales că natația de performanță la noi din țară a avut foarte mult de câștigat. Vă mulțumim pentru această mediatizare. M-am bucurat și eu de foarte multă susținere de pe urma performanțelor lui David și cu siguranță traiectoria este una bună și în materie de performanță la nivel înalt, dar și pentru o influență și o susținere a micilor juniori care își doresc să atingă astfel de performanțe pe viitor. Personal, din punctul tău de vedere, puteai mai mult acolo? Cred că am obținut maximul din tot ce se putea, cel puțin în raport cu potențialul meu de la acea competiție. Sunt încântat de performanțele pe care le-am realizat, dar cu siguranță, datorită perfecționismului, nu pot să spun că n-am rămas cu o oarecare sete în continuare de a încerca și de a reuși să aduc medalii pentru România acasă. Ce urmează pentru tine? Cred că europeanul de senior, nu? Peste o lună. Peste o lună de zile, deja foarte rapid, avem campionatul european de seniori. Ulterior la finalul anului campionat mondial de juniori și cu o finalitate, să spun așa, pentru că toți sportivii de înaltă performanță gândesc în cicluri olimpice, Jocurile Olimpice de la Paris, pe care le țintesc de asemenea, ar fi a treia mea participare, dar iau și eu totul pas cu pas. Numărul 1 acum este o performanță cât mai bună la campionatul european de la Roma. Poți să-ți păstrezi titlul? Asta este încercarea mea, este cu siguranță o provocare foarte, foarte mare, deoarece campionul mondial de la Budapesta a încheiat cursa cu un nou record mondial, este italian, adică european, și ca să reușesc să-mi păstrez titlul, de aceea spun că va fi o provocare foarte, foarte mare, dar îmi plac provocările și nu vreau deloc să mă las mai pe jos, așa că vreau să fac tot ce îmi stă în putere să țin piept acestui campion mondial. Robert, care sunt proporțiile în sportul pe care îl practici? Cât este talent, cât este muncă și cât este pasiune? Toate sunt în proporții de 100%, mai ales la un nivel înalt, când toate aceste mici detalii fac diferența, când vedeți și dumneavoastră că lupta pentru medalie se dă în sutimi de secundă, care aproape sunt insesizabile. Trebuie să ne asumăm în totalitate această responsabilitate din toate punctele de vedere în ceea ce privește pregătirea specifică în apă, pregătire fizică pe uscat, în paralel cu odihna, alimentație foarte bună, vitaminizare, pregătire psihologică, cum am spus, nutriție, așa că este mai mult decât o muncă pe cont propriu, este vorba de o mână de oameni care lucrează alături de mine cu o dorință și o pasiune comună de a face performanță la cel mai înalt nivel. Așa că încercăm și noi să nu ne lăsăm mai pe jos, să tratăm totul, să nu mai lăsăm nimic la voia întâmplării și să facem cât se poate de mult cu vârf și îndesat să reușim o performanță cât mai bună pentru noi și pentru România. Apropo de asta, România am văzut că face spectacol la europeanul de la Otopeni, iar David pare de neoprit. Te așteptai să obțină o asemenea performanță la vârsta lui? Este fabulos ceea ce se întâmplă la campionatul european de juniori, o treabă excelentă realizată de Federația Română de Natație, pentru că nu este deloc ușor să organizezi un astfel de campionat. Și în ceea ce privește juniorii noștri, de David cu siguranță nu făceam absolut nicio problemă. Când seniorii nu-i pun nicio problemă și deja are în palmares două titluri de campion mondial de seniori, cu siguranță un mic campionat de juniori nu ne-ar fi stat în cale să câștige tot ceea ce, toate problemele la care participă. De astfel, nici ceilalți juniori din delegația cu David nu se lasă mai pe jos, astfel încât deja am reușit să urcăm pe podium de câteva ori în 2 zile și campionatul nu s-a încheiat în complexul olimpic de la Otopeni. Vă invităm pe toți care reușiți să veniți să-i susțineți pe juniorii noștri, dacă nu să-i vizualizați online, pentru că Am participat și eu, am făcut galerie din tribune aseară și este o energie cu totul deosebită și o experiență cu totul specială să participi la un concurs de anvergură internațional chiar la tine acasă. Robert, îți mulțumesc mult de tot pentru că ai fost în această dimineață alături de mine. Îți urez multă baftă în continuare și sunt convinsă că ne mai vedem până la campionatul european. Dragilor, vă pup!